Gacii-s largi, să intre vântul, vara când lucru pământul. Îți din pânză mai subțire, țin aste și ani de zile. Chimeșa-i cu mărjele, cum îi place mândrii mele. Din pânză groasă de casă, cu hir alb ce-i de mătasă. Cu bumb negri pe la gât, să îi leg când a fi vânt. Cizmele astea de-a mult, nu le-a mai purtat altul. Când nu-i mai putea juca și în gropă le-o lua, să știe lumea de mine cine am fost pe lume. Pe la brâu păstă chimeșe, musa-i oarice s-o lege. Din târg de la feche tău, ne-am alchezit un chisău. Zice lumea de păsate că la cap nu o scutăți, dar pe cap am glob cu pană. Zice lumea ce-a vrea, la mândre li dragie. Mulțumesc! Grupul Junii Sărașului, ne-am căutat costum popular
ca să mă reprezinte autentic. Și asta am primit-o de la cineva din familie, asta am primit-o de la Turcu, cum nu știm noi, pentru că el n-a vrut ca această cămașă să ajungă la muzeu sau în altă parte, își dorea ca această cămașă să fie prezentată la televiziune, spectacole sau concursuri de genul. Cam acesta este costul meu popular. Pe care l-a purtat mâine Gavrilii
Și de 1945 s-a luat din dragoste curată și nesilit de nimeni, o făcut nunta. Maria Gabriel Ibone a purtat costumul acesta la biserică și în sărbători, dar și când și-a botezat cei patru feciori. Nu a vrut să fie îngropată cu el, pentru că și-a făcut altele. Aista l-a lăsat amintirea la Viorica Diavolului, una dintre lorile ei. Și Viorica mi-a spus mie poveste și pentru că eu îi zdragă, mi l-a dat mie. Costumul conține bolă, zadie cu bocuri, spăcel și laibări. Opinci și ciorap de lână. Decița, bătrâna, cred că s-ar bucura și mă bată și ar zice că stă liniată și eu port o drag costumul și o și sunt sigură că se bucură. No, mulțumesc că m-ați ascultat. V-am lăsat cu bine și cu sănătate, că eu mai am cale lungă până în preoteasa. Vă prezint costumul meu, care face parte o cujmă din lână de oaie. Un cojoc pe de lână de oaie, o cămeșe, un chisău și ureche de gaj. În picioare am o pici care se duce din cauciuc. Aici vă prezint un costum. Deci costumul meu l-am achiziționat de la străbunicul meu. Părinții mei au cumpărat o casă în satul Șumat și acolo eu am găsit prin casă costumile astea. Aici stă după mine și aici stă al lui străbunica mea, care o să vi-l prezint imediat. Eu l-am achiziționat cu drag și vreau să duc tradiția asta cât mai pot, tot mai departe. Vă prezint. Eu vin din Cehei, în satul Cehei. În viitor jinere la Dăbrâlea în Buceu, în preoția asta. Aici vă prezint o pereche de cizme cu care se merea la dans. Da. Aici vă prezint o zarie, o lustră bunica. Aici, aici vă prezint un lifer, dar o fata lustră bunica, cred că a fost. Vă prezint un spăcel, tot al lui fata noastră bunica, și vă prezint o zarie, o polă, da. Și am mai găsit peletare, tot acolo, care erau lângă pat, asupra patului. Dacă ai încredere în Dumnezeu, El te păzește pe tine. Vă mulțumesc! A fost odată, a fost de mult, tare de mult, când o mamă, străbunica mea, se trudea să facă costumul popular pentru fata ei, care va urca în podul bisericii, știind că acesta era un obicei, că atunci când fetele urcă în podul bisericii, să aibă un costum popular nou. Dar am aflat că suferința că soțul i-a plecat în război și teama că nu se va mai întoarce, o răpune și moare la 40 de ani, fără a termina costumul popular și fără a-și vedea copila urcând în podul bisericii. Și căutând prin nădoi bunicii, într-un ștergar la un ous, am găsit pumnalii, am găsit atunci, abia, Nica mai târziu mi-a spus că ea spune tingă, nu știu, sau bendiță și pepicile. M-au observat că le-am găsit și am întrebat-o, bunică, așa-i că ăstea au legătură cu pânza după rudă? Așa-i.
poartă sărăcia să umple căsătăți. Bunică, te rog din suflet, nu mi le dai mie. Nu, mi-a spus Ascu, s-a întors și a plecat fără ca să-i văd lacrimile care deja îi inundase fața. La vârsta de 14 ani m-a chemat și mi-a spus, uite, draga bunicii, am luat după rudă pânza, aici sunt toate, dar te rog să le porți cu cinste și să ai grijă de ele. Din acel moment a început confecționarea costumului meu. Bună ziua! Mă cheamă Tomurina Patricia, am 10 ani, rezultatul pe Odeasa și învăț la școala de înseamnă. Am venit astăzi la dumneavoastră, în atâta dragoste pentru poveștile de domnul pe care mi-a spus de bunica, dar și de frumusețea băutului cu plău. În lună și bătaftă, scoarele și spăcelul pe care bunica mea a repetat în 1965 la Muntaie. Poarele au fost construite de una în Luisa, dar circa a fost făcută de mâna ei. Ea nu a avut fete, dar cu 5 feciori. Când a mai crescut, tatăl meu a zis că s-a mărtare în primul ea. O scos poarele de dată și vreo dat mii și le pot cu dracu pe stătă mea. La Ego și Zaghia a recăpătat de la maica ei. Vechi de păstă 50 de ani. După cum veniți, erau tare percepuri de muriendele în satul nostru. La Ego îi mântru pădat, Zadia îi cu gogor, cum se făceau pădanul. Obghiarele și obicele îi stă de căpătat, dar le port cu mare drag. Tăche îi stare dragi și îi purta cât obține. Eu aș mai sta sigur să vă povestesc, dar să facem interesant.
și mama ta. Da. Și mama ta da. Da, a fost primul meu costum când am fost în clasa 1, la ce costum am primit de la bunicile, atât de la cea de mama, a bunicii materne, cât și din partea tatălui, și am făcut cadou acest costum. Forma din mame
spăcel, zadie cu bocuri. În deoseb vreau să vorbesc despre acest laibăr pe care bunica mea Bodoroaie preunasă, l-a purtat atunci când a fost mireasă. Un pic l-am recondiționat, i-am schimbat jura, că era foarte, foarte uzat. Bunica îl păstra cu sfințenie într-o ladă în care își ținea un rând de haine pe care le purta atunci când făcea prescură. Acolo, în ladă, mai avea un ghiotic cu care căta de bube și alte cele ce din sală. Cu siguranță, mulți dintre ei au fost pe la lumea ei. Era un copil mic și doream tare mult să îmbracă acest laibă și bunica zice, du-te de fapt de acolo, lasă le faci mie, mai crește tu și ta bun atunci. Când era bunica pe afară, pe furiș, îl probam un pic, pluteam cu el, într-adevăr, dar tare mare a fost bucuria atunci când în sfârșit mi-a venit rândul să-l polp în spectacole și nu numai. Aici mai am două spăcele pe care le-am salvat de la... Ajungeau cârpe de șters, asta s-a vrut cu ele și le-am dorit tare mult, le-am cumpărat. Aici, în această parte, am tot un spăcel făcut recent. Nina, Niculina, dacă poți, te rog să-mi iei un pic în față, pentru că vreau să spun că cei care își doresc mult un laion spăcel și nu-i mai mult, pe vremuri erau foarte mici, nu, multe nu ne încap pe noi și mi-am dorit tare mult să-mi fac unul nou. Eu fiind din satul Preoteasă, m-am inspirat de la Niculina, o doamnă tare drăguță, mi-a țesut pânză în război și altă doamnă mi-a făcut modelul exact de după cel al Niculinei. Eu zic că a păstrat foarte bine detaliile și aș îndruma pe cei care își doresc să-și facă, să nu se abată de la tiparele pe care ne le-au lăsat bunicii și străbunicii noștri. Până și ciorapii din picioare, i-am de la bunica mea, mi-a făcut atunci când am mai crescut și aveam nevoie în spectacole și așa mai departe să-i port. Chiar și firul ia la tors, la furca de tors și au ieșit acești ciorapii. Port cu mare drag și multă emoție de fiecare dată. Vă mulțumesc! Cum reziceți la buchetele astea de flori de pe mânecă? Pene? Pene, da? Da? Ați pene? Așa e ca și pene. Și s-o pute crucește. Da, da. Bună ziua, eu am să te plătezi în costumul de la lat. O să încep pischinem. Am un pischinem de oași, costum cu fir de mătase. Mi l-a dăruit bunica, ea la rândul ei l-a primit când era mireasă, în cadrul unui obicei de mântă, anume bărit Dumnezeu. Și avea, după cum mi-o povestit, proceda așa, la sfârșitul nunții, mireasa cu nașa și cu un băiat mic, deci băiat de 7 până la 10 ani, se întregea într-o cameră. Îi lua coronița după cap, prânzătură ce avea, băiatul dezvenea coada la mireasa și l-a plătit. Și el se întregea. Și atunci nașa despletea mireasa, o împletea mai simplu și făcea un coș în coci. Și nașa ducea cu ea un batic să obelească pe noua nevastă. Și baticul ăla care a fost bunica Meritres. Mai departe, spăcelul și poalele au fost al lui mătușa mea despre care a spus și Laura, care a venit la 19 ani. Le-a purtat la joc și la biserică și bunica le-a păstrat și 72 de ani a fost acolo. Și acum am spus,
port cu costum popular de la bunica mea, Maria, venit în oră din Balcău, din satul Aleuș, unde vreau acest model de zarie. Toalele sunt tot la dumneavoastră, iar ca în semn de respect, de când m-am căsătorit și m-am dus în oră în satul societate, am găsit în la Dadezete, sau mai bine zis, în Lăboi, o frumoasă fie a străbunicii din partea soțului, Rastator Ieluții se numea, care a avut la rândul ei băieți, iar bunica soțului a avut și din satul ei băieți, care nu cred că au fost interesant să umble în Lădoi Cruzestre, dar eu o mai fâșneață de felul meu, am deschis Lădoi unde am găsit această lie. Spăcelul, acesta e mai nou, făcut de o vecină, ca să pot să-l port, să fie nerupt, nemucat de mânii. Acesta era spăcelul, laibărul bunicii, dar trecând mulți ani, s-a deteriorat. Baticul l-am primit de la bunica mea, tot Maria, care în semn de prețuire sau fost foarte încântată când am intrat în formația de dansuri, unde se cerea batic doar cu jură, fără flor pe pot, că dăruit acest batic ca să am și eu la dansuri de coronare. Bună ziua! Eu sunt Iaga Ana Isabela și port acest costum popular de pe Valea Bacăului, mai exact localitatea Plopiș, 55 de ani. Are costumul a fost confecționat de către nașa bunicilor mei. Este format din spăcele, zarie, floare, plante și în picare sunt încălzate cu obici. Costumul a fost purtat de mătuși, verișoare și mama mea și scola mea. Și asta l-am făcut eu, tot, acum 2 ani, când a
am ajuns la București, să ne poartă. Astea sunt foarte rămini. Mai am, mai multe fere. Am modelat așa, ca și pe păstorții, așa. Și-am făcut pe altele așa. Asta e. Atât. Am făcut și mai departe, de fapt, așa cum mă fac la nepoții. Da, am făcut de greu și mai departe. Premiul este de 400 de lei.